Cristina și bine ai revenit. Îmi place că noi începem cu un râset, nu un zâmbet, un râset. Râdem zdravă înainte să intrăm, era să zic în direct, în indirect. Bun, uite, un nou an, noi probleme, mă rog, și oportunități, desigur. Nu, glumesc, dar nu glumesc, pentru că, într-adevăr, astăzi vorbim poate despre partea mai puțin frumoasă a evenimentelor din viețile noastre ale tuturor. Despre situațiile în care poate simțim că pierdem controlul, că de ce nu, poate evenimente traumatice, situații care ne încarcă foarte mult, care presupun un foarte mare stres, și despre mecanismele care să ne ajute să practic manageriem stresul ăsta și să ieșim din aceste situații pe care noi le numim așa general probleme, dar care poate la un moment dat să ajungă să fie foarte mari și să ne copleșească. Care ar fi aceste mecanisme care să ne ajute atât în situațiile respective, în momentele în care se întâmplă ceva problematic, cât și ulterior să depășim cumva starea negativă? Sunt mai multe mecanisme, o să le luăm aleatoriu. Nu avem o ordine anume. Unul dintre mecanisme sunt rutinele. Uh-huh. Este un lucru foarte important să avem o rutină clară, niște lucruri pe care să le facem constant, felul în care ne începem ziua, felul în care încheiem ziua, să încercăm să existe așa niște ancore pe parcursul zilei de care să ne putem agăța, astfel încât să ne creăm ideea de stabilitate, de confort, de siguranță. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim bine, inclusiv copiii, una dintre nevoile de bază ale copiilor este asta de predictibilitate, adică să știe ce urmează să se întâmple. E o nevoie care cumva rămâne valabilă și pentru noi ca adulți. În perioadele stresante sau, cum spuneai tu, poate cu evenimente traumatice, pierderi dureroase și așa mai departe, e bine să existe predictibilitate un pic în viața noastră, pentru că astfel de situații stresante sau astfel de pierderi traumatice, în general, nu sunt neapărat prevăzute. Sau și dacă să zicem că le vedem la orizont, nu știu, e cineva drag foarte bolnav și cumva e clar că se va întâmpla ceva neplăcut, tot nu ești 100% pregătit, adică oricât ai te-ai setat tu mental că urmează să se întâmple un lucru de o anumită natură, nu ai cum să simți exact emoțiile pe care le vei simți în momentul în care chiar se întâmplă. Și atunci e nevoie să putem să ne agățăm de ceva, să existe niște lucruri care să ne stabilizeze, să existe ideea asta de predictibilitate și de siguranță. După aia, ce e foarte important e să contăm, cumva să existe ființe, nu am zis oameni neapărat, care să știm că cumva depinde noi. Cum ar fi, uite, un câine, da? Da, ai un da, cățel da. Și știi că, băi, nu știu, mort, copt, trebuie să-l scoți din casă, trebuie să-i dai să mănânce, trebuie să te ocupi de el, pentru că e o ființă care este 100% dependentă de tine. Nu se poate descurca singură. Și atunci, ideea că un suflet depinde de tine te poate mobiliza, te activează, te ridici măcar din pat. Ceea ce, în anumite situații, e mare lucru. Adică, chiar e o resursă importantă. Plus că îți dă sentimentul că încă mai am ceva pentru care să trăiesc. Adică sufletul ăsta depinde de mine, nu pot să-l las să moară aici lângă mine. Da? Un alt lucru important, o resursă așa pe care o putem folosi în situații de astea de stres, e faptul de a ne simți iubiți de ceilalți. Să simțim că contăm la rândul nostru pentru cineva pe lumea asta. Relațiile de suport, iarăși, sunt foarte importante. Oameni care să simțim că ne sunt alături, care să poată să ne conțină în momentele alea grele, când poate că nici noi nu ne suportăm pe noi. Da, suntem greu de suportați când trecem prin suferință. Suntem poate furioși, devenim agresivi, spunem cuvinte grele, nu avem răbdare, nu avem nimic de oferit. Dar dacă există totuși măcar un om în viața noastră care să zică, ok, e o perioadă grea pentru tine, înțeleg, accept lucrurile așa cum sunt aici pentru tine, cu toată iubirea, cu toată afecțiunea, atunci contează foarte, foarte mult. O altă resursă importantă e ideea asta de a simți că avem controlul totuși asupra ceea ce se întâmplă. Să rămânem conștienți de faptul că până la urmă controlul asupra propriei noastre vieți este cumva la noi. Controlul asupra felului în care ne trăim viața este cumva la noi. Felul în care, da, ne raportăm la experiențele din viața noastră este cumva la noi. Ideea asta de control, iarăși, ne ajută foarte mult, ne securizează cumva.
când simțim că nu mai avem niciun control și când simțim că nu putem în niciun fel influența ce se întâmplă în viața noastră, e destul de greu de mers mai departe și de gestionat lucrurile. Ne mai ajută o identitate puternică. Păi, să știu cine sunt și ce pot și ce vreau pe lumea asta și, nu știu, ce, inclusiv să știu ce resurse am. Da. Ne ajută foarte mult și ideea asta de identitate. Ne ajută ideea de apartenență. Să aparținem unui grup, să aparținem unei culturi, să ne identificăm cu o idee, să fie un loc acolo unde să putem să ne refugiem. Nevoia de apartenență este o nevoie pe care omul o are, e o nevoie firească. Și practic merge mână în mână cu cea de identitate. Exact, cumva. Exact, de incluziune, de ok, ăștia sunt oamenii mei, știi? Da, ideea aia de ăștia sunt oamenii mei. Apoi, evident că este important să ne fie asigurate nevoile de bază. Da, să ai un acoperiș asupra capului, hrană, să te simți în siguranță, nu-ți fie amenințată viața. Lucrurile absolut basic. O bunăstare financiară, iarăși este importantă în momentele dificile din viața noastră, pentru că cumva ne susține în a face lucruri pentru noi, nu ne mai stresăm și din cauza asta, adică faptul că suntem totuși cât de cât ok din punctul ăsta de vedere, e important și e o realitate, adică nu trebuie să fim ipocriți, că nu contează aspectul ăsta, contează enorm de mult. Apoi, sănătatea fizică și ideea asta de a avea grijă de sănătatea noastră fizică, de ce mâncăm, câtă mișcare facem, iarăși e o resursă, că dacă corpul nostru cedează, e foarte greu să mai întreprindem alte lucruri. Da. Și mai ales că asta, faptul ăsta de a avea grijă de tine și din punct de vedere fizic, îți și aduce în sine o stare de bine. Adică până la urmă, acesta a avea grijă de mine este de fapt acea iubire de exact. Sine. Că tot vorbim de trebuie să mă iubesc. Exact. Care sună ca naiba. Da, sună clișeic pentru că e și prost interpretat. Exact. Că nu înseamnă să mă duc în oglindă să-mi spun, Doamne, cât de frumos sunt astăzi, deși poate eu arăt ca naiba. Da, și nu înseamnă să mă văd cel mai minunat și lipsit de greșeală și perfect și așa mai departe, ci pur și simplu să accept că am foarte multe minusuri, la fel cum am foarte multe plusuri. Da. Ca orice om. Dar iubirea de sine înseamnă, de fapt, grijă față de mine. Adică să am grijă de lucrurile care contează, de sănătate, de, cum spuneam, alimentație, mișcare, tot ce ține de zona asta de corp. Sănătate și împlinire. Și o altă resursă extrem de importantă în perioadele dificile e gândirea pozitivă, care, iarăși, nu trebuie să o dăm în extrema aia în care... Dacă nici nu e sănătos. Da. Eu trec strada oricum că gândesc pozitiv, nu mă calcă mașina. Adică nu trebuie să fac nimic că se vor întâmpla toate lucrurile și o să vină banii de nu știu unde, o să-mi vină marea iubire de nu știu unde, nu trebuie să fac eu nimic, doar gândesc pozitiv. Nu sunt în extrema aia, ci cum mai discutam noi în anii trecuți deja, că relația noastră nu mai e de așa azi. Puțin timp. Să încercăm cumva să restructurăm un pic gândurile negative, să vedem dacă ele chiar sunt logice și raționale, dacă chiar ne ajută cu ceva, să vedem cum putem totuși să le transformăm în ceva măcar un pic mai bun. Adică e tare important să apelăm și la această gândire pozitivă, să ne dăm seama că până la urmă foarte puține probleme din lumea asta sunt pentru totdeauna, pe unele dintre ele le vom depăși, da? Și cred că mai e ceva foarte important apropo de gândirea asta pozitivă. Eu cel puțin mi-am format așa un ritual, să-i spun. În momentul în care mi se pare că mă copleșesc prea multe evenimente negative, încerc să mă uit de fiecare dată ce pot să iau bun de acolo. Adică exact. Și-am observat că aproape întotdeauna, poate hai, atunci când îți moare cineva drag, atunci e foarte greu să spui am învățat o lecție sau uite ce bine că nu prea există. Dar în orice altă circunstanță poți să extragi ceva care ori te-a întărit, ce nu te omoară te face mai puternic, sună clișeic, dar eu în continuare cred parțial în asta, te-a întărit, poate, nu știu, ți-au venit niște oameni noi în viață, niște oameni pe care altfel nu i-ai fi cunoscut. Adică, da, poate că unele sunt lecții, dar și dacă le numim lecții, până la urmă, tot le poți duce în zona pozitivă, apropo de cum te raportezi la experiențele tale. Corect. E foarte probabil că atunci când suntem în mijlocul evenimentelor, când suntem copleșiți de durere, de diverse emoții negative, să ne fie absolut imposibil să vedem partea asta pozitivă. Și e normal.
Dar pe măsură ce trece timpul, ce ne distanțăm de evenimentele respective, pe măsură ce de fapt și noi ne preschimbăm, că suntem într-o continuă schimbare și evoluție, uitându-ne în urmă să ne dăm seama că totuși ceva pe undeva am câștigat în toată perioada aia. Cum ai zis tu, că am devenit mai puternici, că poate am învățat niște lecții, că da, inclusiv și când pierdem un om drag, s-ar putea să descoperim că ok, pierderea a fost extrem de dureroasă și am dorit să putem să aducem omul ăla înapoi, dar faptul că, nu știu, s-a întâmplat așa, ne-a determinat să facem diverse lucruri pe care, în mod normal, nu le-am fi făcut. Poate să ne bucurăm mai mult de viață, poate pierdem în mod fulgerător pe cineva și e un declic de la în care îți dai seama că, băi, până la urmă, nu știm unde e capătul drumului, știi? Și atunci, poate că ne determină să fim un pic mai conștienți de lucrul ăsta și să ne bucurăm un pic mai mult de ce avem și cât avem și să nu mai amânăm poate niște lucruri care, pe care ni le dorim, să nu mai trăim cu ideea asta, lasă că o să fac la pensie, o să da, realizez nu știu ce vise când o să ajung la nu știu ce vârstă. Așa că da, cumva din orice experiență putem să extragem și ceva pozitiv, dar nu neapărat fix în momentul în care suntem acolo în oala cu ciorbă care fierbe. Da, și cred că atunci e și important să nu ne forțăm să... Da, da, păi trebuie să ne procesăm și emoțiile astea negative, exact. să le trăim. Exact, pentru că altfel s-ar putea să, dacă le tot astupăm și le băgăm sub pressure, să scoată capul la un moment dat de acolo. Da. Așa e. Uite, și asta e o discuție frumoasă despre cât de important e să ne dăm voie să trăim emoțiile chiar dacă sunt negative și să nu le băgăm imediat sub preci. Așa e. Da. Da. Că și aici e sănătos. Exact. Plus că cumva din contrastele astea ajungem să ne dăm seama ce frumoasă e viața. Adică trăind și emoțiile astea negative, trăind și tristețea, ne dăm seama că uneori da, suntem bucuroși, suntem fericiți, altfel poate nu ne-am dat seama. Simțind furia, ne dăm seama că uite ce bine e când sunt calm și liniștit și relaxat. Deci ajută lucrurile astea.